Bună, dragii mei, și bine v-am regăsit la un nou clip în această zi de luni. Sper să pot să postez acest clip luni. M-am hotărât să fac acest clip scurt, sper scurt și la subiect. Un video care nu necesită chiar așa de multă pregătire și care să vină chiar așa de mult timp. Sunt aici cu copiii în care auziți zgomote. Mi-ar fi plăcut să fie și Mircea cu mine, dar din păcate el în primul rând nu este acasă. Și în al doilea rând, nu este prea interesat să apară pe YouTube din anumite motive, nu-i place să fie pe YouTube. Așa că voi răspunde la aceste întrebări singură și întrebările care i-au fost lui adresate, sperăm ca în viitor să fie interesat să apară și el pe YouTube și vă va răspunde el. Așa că voi trece direct la întrebări. Vreau să specific că unele dintre întrebări se repetă pentru că am abonați noi care nu ne urmăresc poate vlogurile sau poate că nu cunosc viața noastră chiar așa de mult și vreau să îmi fac timp să răspund și abonaților noi. Așa că dacă sunt întrebări care se repetă, îmi cer scuze, voi încerca să răspund rapid la ele, să nu stau prea mult. Și voi începe cu prima întrebare. La ce nume v-ați gândit pentru fetiță? Nu ne-am gândit încă la niciun nume, după cum am specificat și în jurnal de sarcină, dar chiar dacă ne-am fi gândit, nu am fi spus până când nu se naște. Vreau să fac un clip scurt în care vreau să vă spun despre 5 nume de fetiță care îmi plac, dar pe care nu le voi folosi. În schimb, dacă voi aveți nume și idei de nume de fetiță, vă rog frumos să scrieți pentru că sunt de foarte mare ajutor. Nu am găsit încă un nume de fetiță. Este ușor, am crezut că este ușor de fapt, dar sunt foarte multe opțiuni și este foarte greu de ales. O să faci un tur de casă? Este o altă întrebare. Nu voi face un tur de casă. Nu din cauza că nu vreau să vedeți ce am în casă, cum a spus cineva, ci din cauza că nu vreau să-mi expun casa prea mult pe YouTube. Cum mă descurc cu soț, copii, casă și job? Este o altă întrebare care mi-a fost adresată și răspunsul meu este nu știu. Nu știu cum mă descurc. Cred că unul dintre motivele pentru care mă descurc, sau sunt sigură că unul dintre motivele pentru care mă descurc este că este Mircea acasă. Noi lucrăm împreună de acasă. Pentru cei care știți că stăm acasă împreună și lucrăm împreună și ne împărțim geaburile, lucrăm împreună la bătrâni, lucrăm împreună la homeschool, lucrăm împreună la educația copiilor și lucrăm împreună la casă și lucrăm împreună la relația noastră. Nimic din ce vedeți voi nu fac singură, dimpotrivă sunt unele lucruri pe care Mircea le face mai mult decât le fac eu, pentru că eu sunt acum însărcinată, nu pun numărul așa de mult la treburile casei, cum ar fi bătrânii, cum ar fi curățenia pe jos sau eu știu alte lucruri mai grele, le face el. Eu fac mai mult copiii, eu fac școală cu copiii, fac mâncare, fac curățenie așa generală și îl ajut. Cred că eu sunt cea care îl ajut pe Mircea mai mult decât mă ajută el. Pentru că așa trebuie să fie o soție, să-și ajute soțul. Deci cum ne descurcăm, să vă spun în mare, ne descurcăm de la o zi la alta, nu le facem pe toate perfect, dar încercăm să le facem pe cele mai importante, cum ar fi copiii și bătrânii, este cel mai important la ora actuală. Bineînțeles, pe primul loc stă relația noastră, după care urmează toate celelalte, dar răspunsul este le facem împreună și atunci când faci ceva în doi, merge mai ușor. Cum o să fie când o să vină bebelina? Se referă la același lucru, dacă o să fie greu, ușor. Cred că va fi un pic mai greu până ne acomodăm cu situația, pentru că la început este greu până te acomodezi, mai ales nopțile nedormite de la început, oboseala, dar cred că ne vom descurca, nu fac griji. Cum faci să ai răbdare cu copiii când fac vreo prostioară? Nu cred că am prea mult răbdare cu copiii, chiar dacă așa se vede în clipuri, depinde de situație. Depinde când s-a întâmplat, depinde cum s-a întâmplat, depinde cât de mare a fost prostioara sau mică, depinde când o fac, depinde de foarte multe lucruri. Dar în general, copiii sunt pedepsiți sau trebuie să repare dacă au stricat ceva, sau li se ia ceva, sau nu mai au voie la desene, sau sunt iertați. De foarte multe ori sunt iertați când fac ceva. Nu-i așa, Geașa? Așa-i. Așa că am observat că atunci când copiii fac ceva rău și eu sunt neodihnită, sunt obosită, atunci reacționez mai repede, în sensul rău, dar dacă sunt odihnită și stau și mă gândesc că cum aș putea să scot ceva bun din situația respectivă, atunci am mai multă răbdare și am mai multă situația merge diferit. După ce se va naște fetița, vă mai doriți copii? Da, Mircea își mai dorește, eu mi-aș mai dori, dar deja pentru că am o anumită vârstă, mi-e frică să mă gândesc ce va urma după, pentru că nu din cauza
lucrurilor în general, ci din cauza că mi este greu fizic să duc o sarcină. Cred că aceasta este o întrebare, care sarcină a fost cea mai grea. Cred că sarcina aceasta a fost cea mai grea, pentru că am deja 2 copii, am job, am foarte multe lucruri pe cap și mi-aș dori să mă pot odihni mai mult. Dacă m-aș putea odihni mai mult, cum am făcut cu Joshua, de exemplu, când am fost însărcinată cu el, poate că nu mi-ar fi așa de greu, dar fizic simt că este foarte greu. Am deja 35 de ani, un alt răspuns la o întrebare, câți ani am? Am 35 de ani și mi-aș mai dori o fetiță, să fiu sinceră, pentru că vreau să am 2, cum sunt Joshua și cu Zion, sunt foarte buni prieteni, mi-aș dori ca și fetița aceasta să aibă o prietenă foarte apropiată de ea, dar vom vedea. Poate că va mai avea un alt copil și va fi băiețel, nu știu, dar sincer mi-aș mai dori o fetiță, dar nu știm dacă va mai veni. O altă întrebare, o să încep să postez mai des, vreau și v-am mai spus și în alte clipuri, vreau să postez des în fiecare zi, dacă aș putea să postez în fiecare zi ar fi super, în fiecare zi când mă trezesc spun astăzi voi posta, azi voi filma, dar niciodată nu reușesc, după cum vedeți postez destul de rar, pentru că așa e situația la ora actuală, dar vreau, îmi doresc să postez mai des. Copiii o așteaptă cu nerăbdare pe fetiță sau sunt cam indiferenți? Zion, o aștept pe baby să vină la noi? Da, cred că cel mai mult o aștept eu și Mircea, pentru că sunt curioasă cum arată, aștept să scap, dar dintre copii, cred că Joshua este cel mai entuziasmat și abia așteaptă, deja simte cum mișcă, pune mâna pe burtică și chiar mă întreabă destul de des câte săptămâni am. Așa că Zion, nu zic că nu o așteaptă. 22. Zion, nu zic că nu o așteaptă, dar de multe ori uită că am un baby din burtică. Cu ce editez și filmezi? Editez cu iMovie și filmez cu Samsung 5 sau 6, nu știu exact ce telefon am, nu știu. Ok, bătrânii, am câteva întrebări despre bătrâni și vreau să le spun pe toate odată. Bătrânii stau în permanență la voi acasă, iar tu ai grijă de ei? Da, poate că nu am fost prea specifică, poate că n-am vorbit prea mult despre acest lucru, dar bătrânii stau cu noi în casă. Sunt bătrâni care nu mai pot să aibă grijă de ei, sunt bătrâni de care familiile lor nu poate să aibă grijă pentru că lucrează, sunt bătrâni care nu aleg să meargă la un azil de bătrâni pentru că condițiile nu sunt chiar așa de bune ca și într-o casă ca și aceasta. Și bătrânii locuiesc cu noi, iar noi avem grijă de ei, de toate nevoile lor, de spălat, de mâncat, de medicamente, de schimbat, de absolut tot ce au ei nevoie, toată îngrijirea lor. Unii au boli, în sensul că unii au diabet, alții au cancer, am un bătrân care are cancer la prostată, sunt diferite boli și trebuie ca cineva să aibă grijă de ei și ei se mută la noi, ne plătesc și ne avem grijă de ei. O altă întrebare care mi-a fost menționată a fost cine sunt bătrânii pe care tot îi menționez în vloguri. Aceștia sunt bătrânii, am 3 bătrâni deocamdată. Eu pot să am 5 bătrâni până la 5 bătrâni, nu mai mult. Bătrânii nu au locul lor unde stau și se uită la TV. Ba da, bătrânii stau în living room ziua și se uită la TV. Au TV fiecare în camera lor, dar pentru că le place mai mult să fie în comunitate, stau acolo chiar dacă dorm toată ziua, 2 dintre ei dorm în continuu. Ne este și 9 la îndemână, mai bine să stea în living room decât în camerele lor, pentru că fiind bătrâni, ei nu știu, sau nu din cauza aia, dar pentru că au dimensia, unii dintre ei, nu realizează că trebuie să bea apă destul. Atunci eu sau noi, ne este mai ușor dacă sunt în living room să mergem să le amintim totdeauna decât să mergem toată camera la ei. Este mai ușor, este mai la îndemână. Bineînțeles că sunt bătrâni care stau și în pat, eu nu am de genul acela, sunt bătrâni care stau și în pat și aceia stau numai în camerele lor. Vă spun din ce am eu acum, ziua bătrânii stau la TV și se uită în living room. Cu cine rămân bătrânii atunci când noi plecăm de acasă? Mi-a fost o altă întrebare adresată. Deocamdată noi nu plecăm de acasă împreună niciodată. De un an de zile de când am reînceput business-ul de bătrâni, nu am plecat de acasă împreună niciodată. Bătrânii nu au voie să rămână singuri niciodată. Pentru că sunt bătrâni cu probleme, sunt bătrâni care nu pot să rămână singuri și ori plec eu cu copiii de acasă, ori pleacă Mircea cu copiii de acasă, dar nu am plecat de când am început, de un an din ianuarie, de când am început, n-am plecat niciunde, nici măcar în vacanță împreună. Așa că, cum am mai spus și în alt clip, cred că îmi caut acum pe cineva care să stea cu bătrânii sâmbătă și duminică, ca noi să fim liberi, să putem pleca la biserică împreună, să putem pleca în vacanță împreună, mai la ieșiri. Vrem în ianuarie să mergem într-o vacanță mai lungă, de 10 zile, probabil, și atunci o să caut pe cineva care să stea cu ei, să stea la mine în casă, să locuiască în casă cu ei, o persoană care să aibă grijă de ei, o persoană calificată, dar deocamdată bătrânii trebuie să rămână ori cu mine, ori cu Mircea.
Și o altă întrebare care mi-a fost, o ultimă întrebare care mi-a fost adresată despre bătrâni, a fost, bătrânii trebuie schimbați și de Pampers, nu ți e urât. Bătrânii mei nu trebuie schimbați de Pampers, de fapt ei au Pampers, dar nu îi schimb pentru că nu fac pe ei. Nu este cazul acesta deocamdată, am avut bătrâni care au avut această problemă în trecut, dar nu am acum această problemă. Dar vreau să vă spun că la început mi-a fost foarte greu. Acum 10-11 ani când am început mi-a fost foarte greu, am plâns, am spus că nu o să pot să fac așa ceva niciodată. Dar m-am învățat, am văzut că nu e chiar așa de greu, faci treaba, faci tot ce trebuie, cureți și ai terminat. Nu durează mult, la început e mai greu, dar credeți-mă că te înveți. M-am obișnuit și eu și Mircea, nu ne mai este greu, am făcut și clasă despre de genul acesta, cum să ne învețe, cum să facem. De când nu am mai fost în România, este o altă întrebare, nu am fost deloc în România de când am venit, cred că de 12 ani sunt aici, nu am fost. Spune trei nume de fetiță care îți plac. Îmi place Scarlett. Îmi place Debbie și o să vi se pară ciudat, dar îmi place Sara. Îmi place foarte mult numele meu, dar nu o să puteți să-i punem numele Sara, că e ciudat. Ok, o altă întrebare. Aveți probleme cu pronunțarea numelui de familie? Nu avem probleme, dar americanii nu pronunță numele nostru. Numele nostru este Pantea și ei pronunță Pantea. Asta e singura problemă, dar deja ne-am obișnuit și noi și când vorbim cu un american spunem direct Pantea, nu mai spunem Pantea, pentru că mă întreabă de 5 ori dacă îi spun Pantea. Câți ani ai tu, Mircea și copii? Eu am specificat că am 35 de ani, Mircea e mai mare ca mine cu 3 ani, socotiți, și Joshua are 8 ani jumate, iar Zion o să aibă 4 ani acum în decembrie. În ce lună trebuie să naști? Trebuie să nasc în luna martie 2018, la sfârșit. Dar eu sper să vină mai repede. O să veniți în România în vara anului 2018? Sper să venim în România în vara anului 2018 din toată inima. Bebelașa avea deja câteva luni. Nu vreau să vin nici în luna în cuptor. Ar fi fost frumos să venim în luna mai, iunie. Nu cred că venim așa de repede. Poate venim în toamnă, dar nu putem să spunem nimic pentru că depindem de business-ul de bătrâni. Depinde dacă avem pe cineva care să stea aici așa de mult, persoană care să fie de încredere, pentru că plecăm așa departe și în caz de nevoie trebuie să fie cineva de încredere. Dacă ai să te întorci în România, ai mai face homeschool? Cu siguranță voi face homeschool și în România dacă mă întorc, pentru că copiii mei sunt născuți în America, sunt cetățeni americani și chiar dacă România cumva se zice și chiar dacă România nu aprobă acest sistem de învățământ, deși sunt oameni care fac homeschool, pentru cei care nu știți, chiar dacă va fi ilegal în România să faci homeschool, copiii mei au tot dreptul să facă homeschool pentru că sunt americani, așa că dacă voi veni în America definitiv, nu este cazul deocamdată, dar dacă voi veni să răspund la întrebare, cu siguranță voi face homeschool. Altă întrebare este, au fost momente când ai vrut să renunți la viața din America să te întorci acasă? În general, momente de genul acesta sunt la început și iar la început mie mi-a plăcut foarte mult în America. Am lucrat împreună, am început să avem bani și ne-am bucurat foarte mult, am început să vizităm America. Și nu cred că am simțit niciodată nevoia să vin înapoi în România, nu cred. Poate că am avut și nu țin minte, dar acum, gândindu-mă, nu mi-aduc aminte de niciun moment în care să fi spus vreau să mă întorc înapoi în România. Cum ai venit în America? Am un clip în care am vorbit despre cum am venit în America. Voi posta sus ca să-l vedeți și în descriere. Care sarcina a fost mai grea? Am specificat deja aceasta, a fost cea mai grea sarcină. Deocamdată, cum se face pizza la tigaie? Am postat recent un clip cu ce am mâncat săptămâna aceasta. Cu ce mâncăm într-o săptămână și am postat acolo o rețetă cu pizza la tigaie. Pizza la tigaie se face la fel cum se face orice pizza, doar că nu o pui în tavă, o pui în tigaie. Simplu. Și pui tigaia la cuptor, bineînțeles. O să faci un clip cu cadourile pentru fetițe de la Baby Shower. Da, vreau să fac și vreau să-l postez chiar acum, recent. Poate că după acest clip îl voi posta. Cum folosesc uleiurile pentru dureri de gât? Am specificat într-un clip că am început să folosesc uleiuri Essential Oils. Și m-au ajutat foarte mult, mi-au luat durerea de gât cu mâna, pur și simplu m-am trezit a doua zi dimineața fără durere de gât. Mircea la fel, după mine s-a îmbolnăvit Mircea. Pentru că sunt însărcinată, nu pot să iau așa de mult intern uleiuri, dar am pus pe pasta de dinți și m-a spălat pe dinți și a doua zi n-am mai avut nimic. Un alt lucru recent care s-a întâmplat, mie îmi plac foarte mult semințele acelea gri, nu știu cum le spun. Cum le spune, îmi place să mă uit seara la film sau să mă uit pe YouTube sau să citesc și în același timp mănânc semințe pentru că ajută și la creierul bebelașului și acelea semințe lungi, gri, nu știu cum le spune, dar mi-a făcut rană pe limbă, am mâncat 3 seri la rând am mâncat și mi s-a făcut rană pe limbă, o rană foarte puternică.
Și a trebuit să mă opresc din mânca semințe pentru că nu mai puteam, mă durea limba deja, mă durea acea rană și nu puteam să scap de ea. Și mi-a venit în gând să mă spăl iară cu pastă de dinți, cu Thieves, acel ulei, să pun pe pastă de dinți și a doua zi dimineața mi-a dispărut, pur și simplu s-a uscat, n-am mai avut nimic. Am fost surprinsă să văd cât de bine lucrează. Dacă mai aveți întrebări despre uleiuri, vă răspund cu tot dragul, scrieți-mi e-mail și vă voi răspunde. O altă întrebare a fost unde l-ai născut pe băiețel, cred că se referă la băieței. I-am născut în America, i-am născut în Seattle, în statul Washington, dacă asta ai vrut să știi. O altă întrebare despre homeschool care mi-a fost adresată, știu că se face și în România homeschool, știu că se știe despre homeschool, dar de ce nu este așa de răspândit ca și în America? Și răspunsul meu este, sau de fapt ce cred eu, este că oamenii nu știu despre homeschool. Nu sunt educați oamenii în sensul acesta și nu știu pentru că nici eu n-am știut. Mi s-ar fi părut o idee proastă și oamenii nu știu noțiunea de homeschool, copiii se joacă. Dar cred că din acest motiv și nu sunt așa de multe materiale despre homeschool, oamenii trebuie să își comande de pe internet materiale în limba engleză, nu cred că sunt materiale în limba română care să te încurajeze să faci homeschool, ca și în America, România. În America sunt foarte, foarte multe materiale că nu știi ce să alegi. Așa de multe sunt că nu știi ce să alegi. Cred că acesta este motivul pentru care România nu este răspândit, dar ceea ce știu eu este că din ce în ce mai mulți oameni au început să facă homeschool și România. Sunt grupuri pe Facebook care sunt doar despre homeschool în România și acolo găsești foarte multe informații dacă vrei să începi homeschool. Se poate face și în România, dacă cineva spune că nu se poate, crede-mă că se poate, pentru că știu persoane care fac homeschool în România. Chiar a fost o tabără anul acesta în România și mi-a plăcut foarte mult să merg și eu. A fost sute de copii care fac homeschool din România și din Europa și mi s-a părut un lucru extraordinar să poți să mergi în România într-o tabără cu copii care fac homeschool. Mi-ar place să particip și eu la anul, dacă nu la celălalt. Ok, acestea au fost întrebările și răspunsurile din ziua de astăzi. Dacă mai aveți întrebări și răspunsuri, vă rog frumos să îmi scrieți. Întrebări și răspunsuri. Dacă mai aveți întrebări, scrieți-mi, vă voi răspunde cu drag. Vă doresc o săptămână binecuvântată și ne vedem curând.